Într-o zi, nu cu mult timp în urmă, am citit despre o femeie care are 2200 de picturi ale răsăritului de soare realizate chiar de ea. Se numește Debbie Wagner și consideră fiecare zi un dar de la Dumnezeu și o sărbătorește pictând răsăritul soarelui în fiecare dimineață. Episodul acesta al vieții ei a început trist, cu 2 tumori pe creier, o operație și cu imposibilitatea de a trăi o viață normală. Nu mai pot să realizez multe dintre activitățile pe care le iubeam, spune ea. Dar într-o dimineață de decembrie, în anul 2005, am fost impresionată de culorile unui răsărit de soare minunat și m-am decis să-l pictez. În dimineața următoare a făcut același lucru. Apoi, tot așa în fiecare zi, până când a adunat 2200 de picturi. Nu a fost ceva calculat sau planificat și nu a avut niciodată un scop comercial, a precizat femeia. Pur și simplu, această mică plăcere îi aducea bucurie și îi dădea putere să își trăiască încă o zi. Vestea că Debbie Wagner pictează în fiecare zi răsăritul soarelui s-a împrăștiat rapid, iar mulți oameni au dorit să aibă în casă una sau mai multe dintre lucrările sale. O cerere a venit din partea unei persoane care și-a pierdut nepotul într-un accident rutier. Bărbatul a dorit 2 picturi, una care înfățișa răsăritul ultimei zile din viața nepotului său și cealaltă care reliefa răsăritul din ziua următoare. Ultima zi din viața lui a fost frumoasă, la fel cum a fost întreaga sa viață, a declarat bărbatul. Mișcată de poveste, Debbie Wagner i-a livrat personal picturile. Când am citit, m-am gândit ce plictisitor poate să fie să pictez același lucru timp de 7 ani în fiecare zi, când în lumea aceasta sunt atât de multe lucruri minunate. Apoi, când am privit imaginile, am observat nuanțele. În unele era mult roșu, în altele apărea și mov, și albastru, galben, niciuna nu semăna cu cealaltă și mi-am dat seama că e un lucru extraordinar. Așa e Dumnezeu. Același, în fiecare zi la fel, dar dacă stai să-L observi, dacă îi cauți fața, descoperi nuanțele. Sunt diferite de nepătruns, perfect potrivite nevoilor tale în fiecare zi. Poți să primești și astăzi de la El resurse și puterea de care ai nevoie. Oprește-te și privește-i fața, uită-te spre apus și amintește-ți în fiecare zi ceea ce sufletul tău are nevoie. Tot ce sufletul tău tânjește, găsești doar în El.